a dat ruseliștii telefon la primărie să se oprească listele, că nu uitați cu post. Pentru doamna Rodica, ziua internațională a vârstnicilor a adus doar umilință. Cu o pensie de 380 de lei, femeia a așteptat pachetul cu alimente promis de autorități, ca pe o mană cerească. De 1 octombrie a rămas cu ochii în soare, la fel ca restul pensionarilor. A urmat apoi o nouă promisiune din partea lui Adrian Duicu. Acesta a anunțat că va da 1500 de pachete. Femeia spera ca măcar acum să prindă ceva, numai că a rămas din nou cu mâna goală. La Clubul Pensionarilor a fost anunț că se fac înscrieri pe 3 și pe 4 octombrie din partea USL-ului, că ni se dă un pachet. Iar pe 5 octombrie să fim la sala polivalentă, să, la ora 10, să luăm pachetul. M-am dus acolo, gata, nu mai sunt. S-au încheiat listele de aseară, s-au completat listele. Păi de asta e, domnule, dacă ieri a fost scris clar că și astăzi fac înscrieri, cum s-au completat listele? Doamne, am primit telefon din partea USL-ului să asistăm listele. De ce nu au dorit să primească mai multe cereri pentru pachetele sociale? Răspunsul este simplu. Adrian Duicu este recunoscut pentru zgârcenie. Totuși, președintele Consiliului Județean nu poate să facă abstracție de faptul că se apropie alegerile parlamentare și trebuie să facă rost de voturi pentru USL. Să-i momească să voteze cum i-a păcălit până acum. Cred că să nu mai vorbesc. Tot ăștia-i sărași, aia mă râs, tot ăștia l-au bani de margine. Interesul e, nu știu, probabil că unde vin alegerile acum din decembrie și să ne atragă pe pensionari, că noi suntem mai fraieri, și dacă avem miesemnică, să votăm pe useliști. Să aștepte până votăm pe useliști cum a păcălit și la Casa Tineretului și la Clubul Pensionar. Nu se poate așa ceva, nu? Vă spun că nu mai pot. Veștile sunt proaste pentru pensionari. Numărul pungilor cu alimente este la jumătate față de anul trecut. În legătură cu alimentele care am înțeles că se dau la sala polivalentă, m-ar interesa ce conțin aceste alimente. Nu cunosc. Nu știu. Să dă niște pachete sociale, ce conțin, nu știu, că nu ne-a spus nimic. Primăria e atributul ei. Spuneți-mi și mie de cine sunt date. De primăria Drobeta Tunse. Înscrieri se mai pot face? Nu. Deci nu. Este un număr de pachete redus, circa 1000 de pachete. Da, eu m-aș încadra, că am pensia mică și m-aș încadra. Să vin eu până acolo mâine? Nu știu, nu v-aș indica și... E totul și cu o adunare festivă organizată de... Anul trecut, pe vremuri de criză, primăria și Consiliul Județean au oferit pensionarilor peste 2000 de pachete sociale. Acum, de 1 octombrie, bătrânii nu au primit nimic nici de la primarul Constantin Gherghe, nici de la președintele Consiliului Județean Adrian Duicu.